Bună dimineața și bine ați revenit alături de noi. E bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sărut mâna și bine v-am regăsit. Domnul Cristian Ciomu este prezent în această dimineață de duminică, 4 ianuarie 2009. Iată că trebuie să ne obișnuim deja cu 2009, nu să nu mai zicem 2008. Și ați venit să ne spuneți și dumneavoastră la mulți ani în noul an. La mulți ani și numai bine în noul an tuturor și dumneavoastră, Televiziunii Române și telespectatorilor. Le spunem și noi încă o dată celor care ne urmăresc la mulți ani, așa cum facem de altfel în fiecare dimineață, încă o dimineață cu muzică. Sărbătoarea se menține pentru că este o zi de duminică. Mâine, 5 ianuarie, o să cam începem să ne reintrăm în ritm, să mergem din nou la muncă. Mai sunt câțiva norocoși ce mai au vacanță un pic prelungită.
Domnule Ciomu, sunteți, așa cum spuneam, și arhitect și muzician. Muzician, spuneați dumneavoastră înainte, Da, muzician de ocazie, nu? mai mult arhitect, Și da, și chiar muzician de luna... ocazie e o formulă care, sigur, am folosit-o pentru că muzica, de fapt, e o pasiune, nu e ceva care mă ajută spiritual și completează cumva așa, Existența. da, Și mai viața. dă o altă nuanță, probabil, vieții de zi cu zi. Vreau să Da, o spun nuanță că... mai, poate mai optimistă și în același timp îmi oferă și alternativa. Exact. Alternativa de a-ți echilibra cumva. Și un loc poate de eliberare. Spuneam că luna trecută ne-am întâlnit aici la emisiune, am discutat despre arhitectură în decembrie. Iată că în ianuarie o să le îmbinăm pe cele două, să încercăm să creăm o atmosferă de duminică, încărcată de muzică. Când v-ați apropiat de muzică și când de arhitectură? Care a venit prima? Muzica a venit mai devreme decât arhitectura normal, pentru că am făcut o serie de studii muzicale până am reușit să înțeleg așa, să fac de la un abecedar până la unele noțiuni mai complicate, mai complexe de Ați avut muzică. studii muzicale în cei care v-au îndrumat și v-au forțat un pic, mic Într-un fiind, fel, să maica mea mergeți spre... era cea care mă punea să cânt și taică mă scăpa câteodată când venea, că eu mă apucam să studiez exact când venea el de la servici, special ca să spună, ia mai lasă-mă Mai puțin lasă că copilul în sunt pace. obosit, du-te și tu și mai joacă de puțin. Și A, în da. felul ăsta mai scăpam de corvoada asta să studiez, pentru că studiul la pian, să știți că nu este chiar foarte plăcut pentru un Așa copil. cum pare când Trebuie să urmărești faci un... game, să faci cromatisme, să studiezi cernini. Erau niște partituri pe vremea aia, Nicolae. Toate proveneau mai mult din Rusia. Erau și în rusește. Și... Când a început să vă placă? Să nu mai considerați o Păi cred că a corvoadă. început să-mi placă în momentul în care colegii mei care făceau, mă rog, și ei muzică, erau unii dintre ei chitariști, mă rog, au zis să facă o trupă și aveau nevoie de un pianist. Și m-au cooptat direct așa, fără să-mi pună prea mari probleme. Deci aceasta a fost trupa Supersonic Trupa și Supersonic, da. Trupa mergeați, Supersonic. cântați și la, în cadrul liceului, la diverse Da, manifestări. erau tot felul de serbări din astea și de un fel de festivaluri. Se chemau festivalul, nu mai țin exact, primăvara tinerilor sau nu știu, avea un nume. Un festival la care știu că am participat. Noi deja preluasem pe vremea aia, să zic așa, lucruri din avangarda rock-ului care se întâmpla atunci. Se cânta un rock foarte interesant, care mie mi-a rămas foarte apropiat de suflet, așa, un rock progresiv. Și erau formații și mai rock, de exemplu, Deep Purple, care le mai avem și astăzi, așa. Sigur că sunt niște bătrânei simpatici, cum spun unii, dar totuși dau dovadă de mult profesionalism și au rămas aproape și de cei foarte tineri. Mai cântați și astăzi rock progresiv? Da, într-un fel Puteți da. să Pot să spun ne că exemplificați un pic, ceea să ne vă aduceți ce... aminte de acea perioadă? Da, aș putea să vă cânt o piesă. Ea, mă rog, se cheamă Rapsodia numărul 1. Haideți să vedem. Să ascultăm mai bine.
Este o melodie de pe vremea supersonicului? În așa perioadă sau mai nu? Nu chiar din perioada supersonicului, puțin mai prin 77. Asta a fost o melodie compusă când eram deja student la arhitectură. Dar cam astea erau piesele, ceva în genul ăsta și mai spre rock. Preluam și din repertoriul Deep Purple, Led Zeppelin, Cream. Leacă și altceva de teatru. Ați și compus muzică pentru piesele de teatru. A venit, să zic, mai târziu muzica de teatru, tot cu o colegă din liceu, Cristina Ioviță, pe vremea aia o chema Gorgos. Ea e căsătorită cu Adrian Ioviță, un matematician extraordinar, care cred că este de renume mondial la ora actuală. El este la Universitatea din Seattle și acum la Montreal, la Universitatea din Montreal, face expuneri matematice în toată lumea. În fine, revenind la Cristina, ea de fapt a pornit prin a studia limba engleză, filologia, și și-a descoperit această chemare către teatru. După vreo 2-3 ani de filologie, și eu eram deja pe vremea aia, prin anul 6 la arhitectură, deja făcusem muzică cu basorelief, cu opus 1,61, niște formații care reușiseră să spună ceva în vremea aia, și ne-am întâlnit la o bere în București și mi-a povestit că vrea să dea la teatru, că face un spectacol la Teatru Podu în București. Teatru Podu activa la Casa de Cultură Grigore Preoteasa și era vorba de Mizantropul, de Molière. O piesă, sigur, foarte interesantă. Cristina, deja de la început, și-a propus un limbaj foarte modern și, în același timp, clasic. Este vorba de comedia de arte. Comedia de arte poate să fie denumită și teatru total. Actorii trebuie să facă orice acolo, inclusiv să și cânte. Și la primul spectacol, sigur, m-a luat așa pe nepregătite, nu mai făcusem muzică de spectacol, era și timpul foarte scurt, am apelat la doi colegi de cameră. Vreau să vă spun că la arhitectură toți iubesc muzica, toți arhitecții. Dar care ar fi, așa, facem o paranteză de la poveste și revenim imediat la povestea spectacolului de teatru al colegei din liceu, care ar fi explicația, care e legătura între arhitectură și muzică până la urmă? Eu nu știu care ar fi sau așa o legătură. Vremea este o legătură foarte mare între arhitectură și toate artele, pentru că arhitectura, de fapt, eu am căutat să o definez ca o agora artelor. Ea este, de fapt, cadrul care oferă tuturor celorlalte arte un loc să se desfășoare. Și în același timp se împletește foarte bine cu multe arte, direct sau indirect, pentru că muzica ar putea fi, sigur, un îmbrăcăminte care, așa, e ca o haină pentru arhitectură atunci când o urmărești. Probabil noi când făceam proiecte, când ne gândeam că aveam nevoie de muzică să ne inspire, să ne creeze starea ca să găsim soluții, să găsim lucruri interesante. Și în același timp, eu știu, mă gândesc și la ideea unui confrate mai celebru de vreaslă, arhitectul Geme Cantacuzino, care spunea că există două tipuri de case. Case care plâng și case care cântă. Deci asta era o idee, iată, foarte muzicală despre arhitectură. Dar casele nu cântă propriu zis, nici nu plâng. Exprimă totuși prin starea lor, prin... Exprimă sentimente și au o muzicalitate și exprimă sentimente la fel cum și muzica. Exprimă anumite sentimente și ți induce anumite trăiri. Până la urmă și o casă, dacă este decorată într-un anume fel sau arată într-un anume fel, poate să îți inducă o stare, o stare pozitivă, o stare negativă, o stare de apăsare, dacă este prea aglomerată, îți induce diverse stări. Haideți să referim la poveste. Spuneați că v-ați luat colegii de cameră și ei cântau și ați...
Mi-am luat, pentru că era timpul foarte scurt, nu aveam posibilitatea să facem muzica singur, dar trebuia să mă asiste cineva. Colegii mei de cameră nu aveau nicio treabă cu muzica, doar că aveau două magnetofoane pe vremea aia, magnetofoane total semi-profesioniste, să le spun așa, așa. Și cu două magnetofoane i-am mai pus să facă tot felul de... Eu aveam în perioada aia o zestre pe care o primisem de la Centrul Studențesc Grigore Preoteasa pentru formația Basorelief și după aceea opus 1,61, niște instrumente muzicale foarte bune. Erau din generația instrumentelor produse de firma Vermona. Și aveam tot așa o claviatură electronică, aveam niște ritmuri electronice, deci puteam să facem niște lucruri chiar interesante. Sigur, aveam și o trupă, dar n-am putut să apelez la ei pentru că ar fi durat prea mult ca să concepem o muzică așa, să și orchestrăm. Și atunci am făcut-o singur, împreună cu colegii mei care m-au mai ajutat și m-au și imprimat. Spectacolul, sigur, a avut un succes deosebit. A fost spectacol, ați cântat pe scenă? Nu, n-am cântat pe scenă, am făcut o bandă. Banda asta, sigur, a fost după aceea cum se procedează la teatru, s-au făcut cu blancuri, s-au decupat segmentele. Dar nu a fost live, cântare pe scenă cu... Eu cu Cristina colaboram în felul următor. Eu îmi povestea și îmi dădea un fel de caiet regizoral și îmi spunea cam ce vrea să exprim, cam ce urmărește ea, cam care ar fi... Ba chiar de multe ori îmi descria foarte amănunțit. Era suficient de mult ca să mă așez la pian și să încep să citim ce îmi spunea, să fac și în felul ăsta am reușit să comunicăm foarte bine. În trupele în care ați fost de-a lungul vremii, ați compus mereu? Sau cam erau... da, că practic asta a fost, cred că, poate într-un fel vocația mea, să fac o muzică, asta o simțeam și... Încă de când eram copil și vă spuneam că jucam fotbal, dar câteodată îmi venea așa. Îmi plăcea muzica de film. Prin ce genuri ați trecut? Și... Ca și compozitor, ce ați compus? Ce genul de... Bine, eu mergeam așa în genurile care mă atrăgeau foarte mult. Deci pornind de la rock, rock progresiv, după aceea ne-am îndreptat către jazz rock, un jazz de fuziune, muzica de spectacol... Asta care este o muzică eclectică, pot să spun. Însă ea a desăvârșit cumva paleta asta tipologică de muzicală pe care am realizat-o, pentru că am făcut foarte multe spectacole cu Cristina în decursul timpului. Ea a reușit să intre după aceea, deci după acest spectacol și... imediat în toamna următoare a intrat la regie și după 4 ani a terminat și a absolvit cu promoția cu Oana Pelea, cu Marian Râlea, o promoție cu mulți oameni foarte buni. Spectacolul de absolvire a fost pe Amfitrion de Peter Hatz. Iarăși o piesă foarte interesantă, care sigur că era o metaforă așa pornită de la mitologie, de o chestie foarte... care în perioada respectivă teatrul de fapt știți că încerca să compenseze prin acest limbaj metaforic și prin tot felul de... Să acopere cenzura și lucrurile care nu se puteau spune, dar să o păcălească. Exact. Și v-a provocat și la acel spectacol să vă ocupați de partea muzicală. Da, pentru că... Vă mai amintiți un pic din muzica pentru acest spectacol sau pentru spectacol, vreunul dintre spectacolele da, care ați colaborat cu un spectacol Cristina. De subiect ăsta. Era piesa Noapte, 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 care... o cântau actorii. Sigur că n-aș vrea acum să vă cânt, sunt puțin răgușit. Însă
A fost într-adevăr un moment interesant. Spectacolul s-a jucat întâi la sala acolo la sala facultății de teatru, la Casandra, și după aceea la sala Izvor, la Teatru Bulandra. Au avut mai multe spectacole, ceea ce pentru mine a fost așa o mare, pentru că în perioada aia Teatru Bulandra era avangarda teatrului în România. Acolo veniseră mari regizori, era Ciulei. A fost o, făcea niște spectacole extraordinare, să... era o trupă formidabilă. Acolo fuseseră Toma Caragiu, deja Toma Caragiu a dispărut de la cutremur. Haideți să ne aducem aminte, să vă aduceți aminte, să încercăm să vă transpuneți în acea perioadă, să ne mai cântați ceva din acea vreme. Da, acum aș vrea să vă propun o piesă care vreau să o dedic unei memoriei, unei artiste care, din păcate, ne-a părăsit de curând. E vorba de Anca Parghel. Și eu am compus o piesă care se cheamă Anca Pa. Probabil. Ați cunoscut-o? Da. Vorbim și... imediat și despre amintirile pe care le-a lăsat în urmă Anca Parghel. Acum o piesă special pentru ea, Anca Pa, Cristian Ciomu.
Cristian Ciomu cu o melodie în memoria Ancăi Parghel, o adevărată luptătoare, dar care până la urmă, din păcate, a fost învinsă de această boală necruțătoare care, iată că face ravagii în zilele noastre. Cum ați cunoscut-o și când? Da, cred că mai important a fost totuși lupta și voința ei de a lupta și de a prezenta celor care au cunoscut-o și celor care n-au cunoscut-o o imagine pozitivă. O imagine pozitivă și băieții ei spuneau că mereu îi făcea, ea care suferea și care avea probleme pe care le avea, îi făcea să fie optimiști, le spunea să nu plângă, ea era cea care până la urmă ar fi avut nevoie de optimism, dar ea dădea acest optimism celorlalți. Când ați exact, cunoscut-o? Avea o energie extraordinară. Am cunoscut-o la Sibiu, la festivalul de jazz, la unul dintre festivaluri, cred că prin 1985. A fost un festival extraordinar la care a participat și un mare muzician polonez, Zbigniew Namiszlowski, și a venit și Aura Urzicianu. Știu că a fost atunci un moment și atunci am văzut-o și pe Arcan Parghel prima oară, am cunoscut-o, cânta la pian, avea o voce extraordinară și m-a surprins așa ca dezvoltură, ca personalitate. Și, sigur că n-am avut ocazia ocazia să vă mai întâlniți ulterior în anii care au urmat, ea și pleca din România. Foarte rar și pot să spun că în general drumurile noastre au mers pe alte, pe alte cărări. Nu este păcat că dar noi românii nu știm foarte multe despre Anca Parghel? Da, i-am urmărit însă evoluția prin ce am mai putut afla, prin prieteni, a avut o activitate extraordinară, a prezentat muzica românească, jazzul românesc în, peste granițe, a fost prin Germania, din câte știu eu foarte mult. Deci, o personalitate care, sigur, nu o cunoaștem atât de mult, pentru că, în general, jazzul nu este un gen muzical atât de pentru consum direct. Da, comercial. Cât de prezent era jazzul înainte de 89 și cât de prezent mai este el astăzi? Sigur că în ultima vreme este mult mai prezent și atunci era destul de prezent. Era festivalul de jazz de la Sibiu care se organiza în fiecare an, mai erau și alte festivaluri. Iar faptul că jazzul s-a împletit cu rock-ul și a făcut ca foarte multe formații care, de tineri care făceau rock să se apropie de jazz. A fost și cazul nostru cu Basoreliefu pe vremea aceea, tot cu Mugurel Vrabete și cu alții, cu Relu Bițulescu, care și acum mai îl vedem pe la garantat 100%, cântând jazz cu Puiu Pascu, cu Marcel Popescu. Deci, iată că eram câțiva muzicieni din Craiova și cu Edi Bălașa la chitară. A fost formația Basorelief, un grup care s-a înființat în Clubul Arhitecturii. S-a înființat, de fapt, tot așa, din dorință, în Clubul A. Din pasiune, da, în Clubul A. Acolo era, de fapt, locul unde se întâmplau foarte multe lucruri interesante și multe spectacole și de jazz, și de rock, și de jazz. Și în perioada aceea, poate că au fost deja câteva curente de-astea susținute de muzicieni extraordinar de valoroși. Am avut ocazia chiar anul ăsta să-i vedem și împreună. E vorba de John McLaughlin și Chick Corea, de exemplu, care au cântat acum pe 26 octombrie la Sala Palatului împreună, un concert extraordinar. Pe vremea respectivă fiecare cânta într-o altă formație, dar erau, să spun așa, capete de afiș, erau personalități de primă mărime. Și alături de ei și alții. Și membrii Holograf au trecut pe la Cluba. Și ceva din noutate. Mai avem foarte multe minute până la final și vreau să vorbim despre un proiect, un concept artistic, Răscruciurile, pe care știu că l-ați inventat, da, să zic așa, cu câțiva prieteni. Răscruciurile, de fapt, în Craiova, Răscruciurile a existat fizic cândva. Erau două răscruciuri, Răscruciul Mare. Acum este intersecția între
Calea Unirii și Lipscani, Madonna, Madonna Dudu. Acolo este o fântână, s-a înlocuit, era o fântână și înainte, cadrul este total nou transformat și răscruciul mic sau răscruciul de pește unde este piața Buzești actuală. Cele două răscruciuri au rămas în cărțile de istorie, dar pentru noi răscruciurile de fapt au fost doar un motiv de a denumi în felul ăsta întâlnirea între artiști, întâlnirea între oameni creatori, creatori diversi din diverse domenii ale artei și la început am fost trei cu Victor Gomoiu, din păcate un bariton de mare forță venit de la Opera Română din București, din Craiova, din păcate a dispărut foarte repede, și cu Silviu Bârsanu, un artist plastic, așa cum se spune el, în viață. Și pe care știm și care a fost prezent și aici la aceste răscruciuri, deci un fel de sincretism. Când se întâmplă asta? Asta s-a întâmplat în 2002, pe 1 august. A fost primul răscruci. După care au urmat încă trei răscruciuri cu Victor Gomoiu și alte foarte multe în care s-au mai alăturat Mircea Suchie, Cilinca Zanfir, Mădălina Amon. S-a împletit muzica cu arta plastică. Muzica cu arta plastică, Oana Ștancu și cu arta dramatică. Cu și teatrul, cu, adică? Sigur, am avut... aceste răscruciuri, de fapt, se desfășoară în locuri neconvenționale. Noi avem aici, foarte aproape de Televiziunea Română, sediul firmei noastre, unde la subsol avem așa un mic fel de club în miniatură. Și acolo, acolo am început, acolo ne putem întâlni când dorim, dar am fost și la Muzeul de Artă, am fost și în Parcul Romanescu, am fost și în cele două răscruci, ultimul răscruci a avut loc tot pe 1 august 2008 și a fost poate într-un fel așa o evocare a începutului. Oana Stancu a condus atunci, acum, pe 2008, a condus toată această ceremonie, pentru că a fost o adevărată ceremonie. A condus ostilitățile, să zicem, da, cu ghilimele de rigoare. Chiar la asta mă gândeam, mi s-a părut parcă pentru un moment așa nepotrivit termenul, dar asta este așa, cu puțin umor, da. Ea a condus ostilitățile. Și, de fapt, ce a făcut? A început răscruciul cu expoziția la galeriile de artă din piața prefecturii de pe colț, și de la Popa Șapcă de acolo și după momentul de deschidere, un scurt speech al lui Cătălin Davidescu, Oana a apărut, ea este de fapt la răscrucerea noastră personajul Puc. Puc din Visul unei nopți de vară, Puc care este un spirituș al pădurii și care i-a captat pe toți și a luat cu ea de acolo să-i aducă la Palatul Pleșa. Acum este acolo Biblioteca Omnia, Biblioteca franceză, și acolo în curte aveam o altă expoziție organizată al lui Silviu Bârsanu și un mic concert făcut așa în aer liber. Aveam un calcan foarte mare. Am adus niște prieteni de la firma Space Cannon care au luminat clădirea. Clădirea este un palat extraordinar și aflat puțin în suferință, deci într-un fel puțin plânge așa dacă o vezi cum arată, deși elementele arhitecturale și bogăția de detalii este extraordinară. Am făcut o emisiune cu Televiziunea Română de curând acolo, va fi prezentată la Orele Cetății, pe TVR3, cred că s-ar putea chiar sâmbătă acum, nu știu exact. Și cadrul acesta ne creează și ne-a creat nouă inspirația pentru ca să facem în aceste răscruciuri demonstrații artistice speciale, să spun. Și deosebit, adică și exact cum spuneați, o îmbinare a tuturor artelor. Haideți să exact. Le mai facem telespectatorilor încă o demonstrație de această dată de muzică. Că, pentru că nu avem și pictură și teatru aici, dar muzică avem.
Și pentru că ne apropiem de final, știți cum este la final, mereu se vorbește sau de cele mai multe despre planurile de viitor. Suntem în 4 ianuarie 2009, cu atât mai mult acum ar trebui să vorbim, pentru că atunci când începe un nou an, ne facem cel puțin așa în minte, dacă nu pe hârtie, ne stabilim niște obiective. Care sunt ale dumneavoastră? Da, pregătim un răscruci care se cheamă Răscruciul Focurilor, Focului. Am avut 2 răscruciuri ale apelor în Parcul Romanescu și acum am simțit și am discutat și cu Silviu Bârsanu și cu Mircea Suchi și cu Oana despre acest răscruci. Va fi, cred, probabil prin primăvară. Este un răscruci care se vrea așa un simbol, iarăși o punere în valoare a arderilor care există în sufletul artiștilor. De fapt, focul ăsta, despre ăsta este vorba. Nu cel care ne produce incendii, așa cum și apele, atunci când am făcut noi răscruciul apelor, da, produseseră mari inundații și creaseră mari probleme, dar noi am vrea să facem o împăcare între om și natură, să facem așa o pace între oameni și natură. Vom mai discuta cu siguranță și atunci când se va ști mai multe, veți ști mai multe despre acest eveniment, când veți stabili exact toate datele. În ceea ce privește cealaltă cariera dumneavoastră sau principala, cea de arhitect, aici aveți anumite obiective stabilite, aveți un proiect la care visați? Avem multe obiective, trebuie să facem, sigur, Craiova mai frumoasă, dacă putem. Și eu sper să ne aducem și noi contribuția și nu numai în Craiova, pentru că avem foarte multe lucrări și în alte părți. Eu lucrez pentru Târgu Jiu și pentru alte localități și mai mici. Arhitecții ar trebui să fie mai mult luați în seamă. Dar se simte criza aceasta în dumneavoastră, o simțiți ca arhitect? Criza financiară, economică, bine, mondială? Bine, asta cred că ne afectează pe toți și probabil s-ar putea să fie un motiv care să ne facă să ne gândim mai mult atunci când realizăm un lucru, când cheltuim un ban sau când când poate sigur, irosim anumite resurse pe care le avem. Anumite legături. E un fapt care bate la ușă, de fapt s-a simțit prezent, și care probabil că ne va da de furcă. Dar eu sper că vom reuși. Și vom ști să sperăm că vom ști să gestionăm. Vreau să închem tot cu o părere legată de muzică și cu o informație. Spuneți-ne celor care ne urmăresc, dacă mai aveți și alte proiecte, spuneați despre proiecte în spații neconvenționale. Vă mai pot vedea și în anumite locuri sau chiar, de ce nu, în centrul orașului, în acea sigur piață că, Mihai Viteazu, bine că jazzul, se face mai cald. Jazzul a ieșit în stradă de foarte multe ori și cred că putem să o facem și noi, am și făcut-o de altfel, însă pregăteam un spectacol la Aula Buia, este o sală nouă care s-a amenajat acolo, mi-am adus și eu contribuția, o sală de spectacol foarte interesantă, foarte bine dotată, aș vrea să facem un spectacol acolo și sper să vă invit să puteți să luați parte la acest spectacol și probabil și altele vor fi. La festivaluri de gen, la festivalul de la Gărâna, un festival important și cu nume mari prezente la ediția din 2008, ați fost ca spectator pe scenă? Da. Vreau să revin acolo, pentru că anul ăsta am fost pentru prima oară. Și pe scenă credeți că veți urca? Pe scenă nu știu dacă vom urca. Deocamdată n-am luat legătura cu organizatorii acestui festival, Jazz Manatul, dar poate că să vedem dacă reușim să intrăm, ar face o deosebită plăcere și onoare, pentru că este un festival de mare anvergură, un festival la care participă oameni de primă mărime. Și, sigur, prezența noastră pe această scenă ar fi o mare onoare pentru noi. Este un festival internațional cu nume mari din jazzul mondial. Vă mulțumesc mult pentru prezența alături de noi în această dimineață de duminică, dimineață de 2009, deja 4 ianuarie. Vă spun încă o dată la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor. Și vreau să închem tot pe ritmurile unei melodii. Spuneați mai devreme că v-ați gândit la o melodie optimistă de final. Da, un rock optimist. Sigur că vom încerca să prezentăm acum. Dragii mei, noi ne vedem data viitoare.